Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și haideți de la pagina 665 să citim un verset, Proverbe capitolul 18 cu 21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește îi va mânca roadele. Amin. Vă rog să luați loc. Mulțumim Domnului că ne-a ajutat să ajungem în mijlocul dumneavoastră. Ne bucurăm de atâția copii frumoși care îi aveți, care cântă extraordinar de bine, pentru că îl iubesc pe Domnul. Amin, amin. Și cel care îl iubește pe Domnul cântă cel mai bine din lume, să știți lucrul acesta. Și cei mai frumoși oameni sunt cei din biserică, fraților, nu cei de pe scenele lumii care se aranjează, să știți lucrul acesta. Și de aceea, în dimineața asta, aș vrea să vedem puțin ce se întâmplă cu noi, o frumusețe interioară pe care Domnul vrea să o avem fiecare, frumusețea limbii, a graiului, poate a caracterului, mai bine zis. Aș vrea înainte de toate să vă spun că m-am rugat acasă, m-am rugat și aici și Domnul mi-a arătat aici în biserică, era o pânză albă, era frumoasă, era bună, dar o mână vrăjmașă a venit și a făcut un nod. Și erau unele persoane în biserică care nu acceptau lucrarea lui Dumnezeu, orice ar fi fost. Ei o știau pe a lor și am văzut o forfecă la un moment dat care a venit și spunea Domnul că dacă nu se vor întoarce și nu se vor pocăi, îi va tăia din pânză și va da la o parte, pânza va rămâne curată, nodul se va desface și lucrarea Domnului va propăși aici. Pentru că asta vrea Domnul, asta vrea Domnul. Am văzut iar în dreptul tinerilor, erau unii dintre ei care aveau un duh așa de mândrie, de împotrivire peste ei și la un moment dat Domnul voia să vină în casa lui și să pună din nou, ca o piatră în capul unghiului, să vină Hristos Domnul și să aducă lucrarea Duhului Său aici în biserică. Și am văzut că pe unii dintre tineri Domnul i-a luat și ducea la sânul lui, la pieptul lui, așa cum își duce o mamă copilul. Și cred că Domnul va aduce vreme de înviorare peste biserică. Dar trebuie, fraților și surori, pocăință și trebuie seriozitate înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbim puțin în dimineața aceasta, mai ales că e lucrarea asta frumoasă a binecuvântării, despre dimensiunea profetică a mamei. Dimensiunea profetică a mamei. Bineînțeles, putem vorbi și despre tată aici, dar în special educația copilului revine mamei după Scriptură, după experiență. Și vreau să mai adaug la versetul citit încă două, și anume din Proverbe 17 cu 21, prima parte, care spune așa: cine dă naștere unui nebun va avea întristare. În 23 cu 24, un alt verset, și anume partea a doua, cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Și notați, fraților, 17 cu 21 spune, cine dă naștere unui nebun. 23 cu 24, cine dă naștere unui înțelept. Am citit versetul la început, care spunea, moarte și viață sunt în aceeași putere, în puterea limbii. Cine iubește moartea, îi mănâncă roadele. Cine iubește viața, îi mănâncă roadele. Și venim aici, revenim la ideea noastră și anume la dimensiunea profetică a mamei. Uite că Biblia îi acordă prerogativele astea mamei să dea naștere unui nebun sau să dea naștere unui înțelept. Adică, pot să cunosc eu ca mamă creștină sau ca tată creștin că viitorul copilului meu, când el încă este în fașă, și îl vedem copilașul aici adus, o fetiță frumoasă, cred, deci
S-ar putea oare viitorul acestei fetițe sau a copilului meu, al copilului dumitale, să fie definit încă din fașă? Pentru că spune aici înțeleptul, cine dă naștere unui nebun, cine dă naștere unui înțelept. Dar de unde să știu eu că ăsta a fi nebun sau a fi înțelept? Vom vedea pe parcurs, putem spune noi. Era o întâmplare evreiască în care mama a venit cu copilul acasă și i-a zis tatălui, zice, vreau să-i dăm un nume. Și tata nu a fost de acord. Și a zis, tata, numele acestui copil va fi Ali, așa vreau eu. Zice, nu-ți de acord, a zis soția. Dar de ce nu ești de acord? Pentru că eu am un unchi care se numește Ali. Și unchiul meu este cel mai mare păcătos și cel mai mare om rău din zona noastră. Și eu nu vreau copilul meu să ajungă ca și unchiul meu. Și el s-a uitat la ea și a zis, dar și unchiul meu e foarte înțelept și tu-l cunoști. Și pe el îl cheamă tot așa, Ali. Și atunci, de ce să nu-i dăm numele așa cum vreau eu? I-au zis, nu, că unchiul meu e așa. El a zis, nu, unchiul meu e mai bun, e mai așa, te rog frumos. Și a ajuns la rabin. Și rabinul se uită la ei și întreabă, ce doriți, ce poftiți, ce aveți? Uite, eu vreau să-i pun numele așa, soția nu vrea. Și care-i problema? Păi uite ce zice, ia uite ce spun eu. S-a uitat rabinul la ei și le-a zis în felul următor. Puneți numele Ali și în timp veți vedea dacă va fi înțelept sau nebun. Fraților și surori, asta o fac evrei și o fac oamenii din lume. Noi nu putem să lăsăm copiii în voia destinului să meargă haotic în lumea asta și să vedem ce a ieșit. Dacă îți lași terenul să vezi ce o să iasă din el, o să iasă buriene, asta o să iasă. Și Biblia vine și acordă mamei o prerogativă extraordinară, și anume dimensiune profetică. Mama poate să-i traseze copilului ei proaspăt născut o direcție bună sau o direcție rea în lumea aceasta. Și vreau să ne apropiem de niște exemplificări biblice. Foarte important lucrul acesta. Aduc înaintea dumneavoastră cel puțin 5 exemple de copii din Biblie care au fost definiți prin dimensiunea profetică a mamei. Foarte important să fim foarte atenți la ceea ce vorbim în familie, ca mamă, ca tată, ca părinți. E foarte important lucrul acesta. Haideți să deschidem în Geneza, în capitolul 29, și să vedem ce s-a întâmplat în familia lui Iacov. În familia lui Iacov știți întâmplarea, Iacov s-a căsătorit, parcă fără voia lui, a primit-o pe Leia, așa, pe deasupra, și până la urmă el o iubea pe Rahela și a avut două neveste, era permis în latura asta orientală a pământului nostru. Și spune Scriptura la un moment dat aici în 29:31 că Domnul vede că Leia nu e iubită și o face să aibă copii. Și apare primul copil în familia lui Iacov și l-am numit așa, 1. Ruben, băiatul definit de mâhnirea, de supărarea mamei. Poate oare într-o familie o mamă supărată să-și definească copilul, să-i dea o definiție, să-i dea o dimensiune profetică, să vorbească despre el pentru viitor? Uite că poate, zice Scriptura. Ruben e băiatul definit de supărarea, de mâhnirea mamei. Versetul 32. Leia a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia a pus numele Ruben. Vedeți, fiu? Căci, a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea. Și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. Numele Ruben provenea dintr-un cuvânt ra'ah, care însemna a vedea. Și ea îi pune numele Vedeți. Vedeți, ăsta e copilul. Și copilul acesta e definit, spune mama aici, de mâhnirea mea, de supărarea mea. Și istoria biblică confirmă lucrul acesta. Ruben rămâne un băiat definit de supărare. Mama a fost supărată când l-a născut, era mâhnită și i-a dat numele Ruben. Și a zis, tu vei fi
creionat, vei fi impactat pe viață de caracterul meu, de supărarea mea, de mâhnirea mea. Ce se întâmplă? În 35:22 și nu-l citesc, e un text dureros în care copilul ăsta cade în păcat, copil definit de mâhnirea mamei. În 49, capitol din Geneza, când Iacov își strânge copiii în jurul lui, se uită la Ruben și în versetul 3 spune: Ruben, întâiul meu născut, puterea mea, pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie, întâiul în putere, năvalnic ca apele, tu nu mai ai întâietatea. S-a terminat cu tine. Dar de ce? Pentru că tu ai fost definit de mâhnirea, de supărarea mamei tale. Ciudat, ciudat. Citesc în 1 Cronici, în capitolul 5, versetul 26. Se împlinește ce a zis mama peste vremuri. Înainte să plece poporul Israel în robie, vine Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, și ia pe ăștia lui Ruben și zice: vă duc în robie. Dar de ce? Voi ați fost caracterizați de mâhnirea, de supărarea mamei și, bineînțeles, de păcatele voastre. Țin minte că eram copil și la noi s-a întâmplat în biserică un caz, a fost destul de ciudat, greu, până la urmă Domnul l-a rezolvat, că avem un Dumnezeu al rezolvărilor. Era o soră care era tânără, era necăsătorită și a fost adusă de urgență de la spital acasă. N-au putut doctorii să-i mai facă nimic, au adus-o în cearșaf, avea coloana vertebrală putredă, se învârtea în pat, urla, plângea, își blestema ziua nașterii, nu știa când vine ziua morții. Până la urmă a venit un om al lui Dumnezeu și Duhul Sfânt a vorbit și a zis: dacă vă veți pocăi, le-a spus celor din familie, dacă vă veți apropia de Domnul, dacă vă rezolvați problemele voastre, să știți că Domnul va îndepărta steagul de doliu și va pune în locul lui un steag alb de biruință și de viață. Și așa a fost, fraților, că avem un Dumnezeu al minunilor. Familia și-a revizuit situația, starea și până la urmă sora a fost vindecată de Domnul, s-a căsătorit și trăiește și azi, că avem un Dumnezeu bun. Era anul 1987 și doctorii se miră și astăzi, și astăzi, dacă mai trăiesc din doctorii aceia, era unul bătrân și cred că a murit, dar se miră și astăzi oamenii că Domnul a vindecat cancerul, un corp plin de cancer, o coloană vertebrală plină de cancer. Dar în familia aceea pe care am cunoscut-o și o cunosc, în perioada în care sora era bolnavă, o soră de-a ei era însărcinată. Bineînțeles, vă dați seama, în cazuri extreme, cum a fost cazul acesta, când se aștepta din zi în zi să apară moartea, femeia asta însărcinată a început să plângă și plângea și obocea pe sorul sa, era singura ei soră care putea să o ajute. Erau trei surori, una era bolnavă grav, asta a doua bolnavă și singura cea însărcinată era sănătoasă. Zicea: îmi piere și ajutorul ăsta care îl mai am, în asta care s-a îmbolnăvit acum, cealaltă era bolnavă incurabil. Ce mă fac? Și-o plâns, și-o plâns, și-o plâns și era însărcinată. Și după ce l-am născut pe copil, bineînțeles, Domnul, spuneam, s-a îndurat, a vindecat-o pe sora ei. Ea a ajuns grav bolnavă, sora însărcinată, în spital, a auzit o voce într-o noapte care i-a zis că milosteniile și lucrurile și rugăciunile ei au ajuns înaintea lui Dumnezeu și Domnul a vindecat-o și i-a dat copilul, dar problema, știți care a fost, fraților? Pentru anul acela în care ea a plâns și era însărcinată, a avut copilul urmări în timp. Îl apuca din bun senin supărarea pe copil. Copil definit de supărarea, de mâhnirea mamei. Mama era supărată că sora ei are cancer. Mama a plâns, dar era însărcinată. Și ea și-a definit copilul prin mâhnirea, prin supărarea ei. Până undeva la vârsta de 7 ani sau de 8 ani, copilul ăsta
începea să urle, fără motiv, se arunca pe jos, făcea gălăgie, au venit frații, s-au rugat pentru el și până la urmă Domnul a dăruit eliberare și l-a vindecat și acum e căsătorit și are familie frumoasă. Dar fraților și surori, e foarte important lucrul acesta. Ruben a fost un băiat definit de supărarea mamei. De aceea Biblia ne spune așa de clar în Psalmul 37, nu te mânia, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Dacă ești în familie și ai un copil, nu te mânia pe el, nu te supăra pe el, nu vorbi și spune că e retardat. Și ca așa, și ca așa. Am auzit în familii mame care le spuneau copiilor, tu nu ești bun de nimic. Și până la urmă, bun de nimic a ajuns copilul acela. Ce frumos ar fi să luăm exemplu de la familiile de evrei, care se uită la copil și spune, hai doctorașul lui tata sau lui mama încoace, hai inginerul încoace. Devine copilul până la urmă ceea ce mama i-a spus că devine. Pentru că mama l-a ajutat prin vorbirea ei de bine. Am auzit într-o familie în care mama s-a dus și i-a zis fetei ei, te-am născut cu mare greu, să n-ai niciodată copii. Asta nu-i mamă adevărată. Mama care e mâhnită, supărată și își dă direcția copilului ei în viață pe baza supărării. Doamne, ai milă de noi! Amin. Doi, Simeon și Levi, băieții definiți de răceală în familie. Amândoi au fost cam întovărășiți ăștia doi. Spune aici Scriptura așa, Geneza 29, 33 în jos. A rămas iarăși însărcinat, a născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită, înainte a văzut, acum a auzit. Și mi-a dat și pe acesta. Vedeți, sunt familii în care apare câte un copil și mama se uită și zice, vai, o mai veni și ăsta. Nu știu de ce o mai venit. Răceală în familie, fraților, și pericol mare, mare pericol. Și aici spune, Domnul mi l-a dat și pe ăsta. Și eu pun numele ascultare. Iar rămâne însărcinată, naște un al treilea fiu. De data asta bărbatul se alipește de mine și pune numele alipire, Levi. Deci primul era cu ochii, vedeți fiu, al doilea cu urechile, Domnul a auzit, al treilea cu inima, bărbatul se lipește de mine. Dar n-a avut șansă. Și în familie era răceală, spune aici Scriptura. Și Simeon și Levi au fost copii definiți de răceala din familie. Dacă vine acasă soțul, se poartă urât cu soția. Sora vorbește urât cu el, e răceală în familie. În casă poate fi iadul sau poate fi raiul, cum spunea copilul acela, și adevărat lucrul ăsta. Levi și Simeon cresc într-o familie în care tata nici nu-i zâmbește mamei, nici nu se uită către ea, n-are treabă cu ea. Și ăștia cresc și crescând sunt alimentați cu ură, spune Scriptura, și undeva în capitolul 34 se întâmplă inevitabilul. În capitolul 34 sora lor iese de acasă, merge prin țară să vadă ce se întâmplă. Este cum este întâmplarea acolo, ciudată și grea și complicată, și vin ăștia acasă și își iau săbiile și spun, hai să mergem, unde? Mergem să ucidem, dar ce facem? Ce ucidem? Tot ce iese în cale, dar de ce? Pentru că tata și mama niciodată nu și-au spus o vorbă prietenească și ne-au alimentat nouă ura. Și așa de mare era ura lor, spune aici, încât nu numai că au ucis tot ce au găsit prin Sihem, că zice în capitolul 49 cu versetul 5, săbile lor, unelte de sâlnicie, și versetul 6, în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Așa de mânioși au fost și de mare a fost impactul răcelii din familie asupra lor, încât ăștia au mers și au tăiat tot. Au văzut tauri, i-au tăiat. Au văzut animale? Nimic! Au văzut oameni? Nimic! Dă-i! Dar de ce? Pentru că au fost alimentați din răceala familiei. Fraților și surori, e așa de important lucrul acesta. Un copil când vine în lume, spunea un om al lui Dumnezeu, la Corder,
Spunea că el primește pentru prima dată leagăn inima mamei. Inima mamei este leagănul unui copil când vine un copil în lume. Dacă leagănul ăsta e plin de ură, de vrăjmășie, de răutate, copilul acesta va fi impregnat cu ura mamei, cu răutatea mamei. Am auzit că undeva s-a întâmplat, o femeie era însărcinată și, bineînțeles, avea sarcina. Și în fiecare zi când își amintea ea că are un bebeluș, ce faci acolo, hoțule, 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 vorbea cu el și tot hoțule îi spunea. Și copilul a devenit hoț, pentru că mama i-a creionat viitorul. Să fim foarte atenți, moartea și viața sunt în puterea limbii, fraților. Cine iubește moartea, îi mănâncă roadele. Ce amar este rodul unei morți care ți-o stat pe limbă și tu ai introdus moartea în sufletul copilului tău și în loc să folosești sabia Duhului în inima lui, ai folosit sabia morții în inima lui și în timp vine și o folosește el în dreptul tău. Mare durere pe așa mamă, mare durere pe așa familie. 3. Un alt copil tot de aici, din Scriptură, Iosif, copilul definit de invidia mamei. Aici, în capitolul 30, cu versetul 1, când a văzut Rahela că nu face copii, a pismuit pe sorul sa și a zis lui Iacov, dăm copii sau mor! Și versetul 22, Domnul își aduce aminte de Rahela, o ascultă, o face să aibă copii, rămâne însărcinată și naște un fiu. Și zice, gata, mi-a luat Dumnezeu o cara, și cum îl numești? Iosif, adică Adaos, Doamne, mai dă-mi unul, mai dă-mi unul, mai dă-mi unul, să vadă soră mea. Că oricum noi suntem invidioase și nu ne putem suporta una pe cealaltă. Și Iosif este copilul definit de invidia mamei. Ce se întâmplă? Și doar un exemplu vă dau. În Judecători, în capitolul 17, din familia acestui Iosif, la un moment dat se naște un copil și copilul ăsta se numește Mica. Copilul ăsta a văzut că mama lui își cam numără în camera ei bănuți, avea bănuți cam mulți și a zis, nu-i nimic, îi mut banii lui mama din camera ei în camera mea. Și i-a luat de acolo și i-a dus în camera lui și i-a furat. Era hoț. Mama, ce s-a întâmplat, a început să-l blasteme. Și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și-l blestema. La un moment dat, el nu a mai rezistat și a zis, mamă, banii ăia pe care tu îi căutai, Judecător 17:2, 1100 de sicli de argint ți s-au furat și ai blestemat chiar în auzul urechilor mele. Ai zis să n-aibă noroc de ei și așa mai departe. Ai zis în auzul urechilor mele și ai blestemat. La mine sunt. În momentul acela mama a încercat să o repare cumva și a zis, binecuvântat să fie copilul meu de Domnul. Dar știți ce s-a întâmplat? În următorul capitol din Judecători, în 18:17, tot ce a investit copilul ăsta cu banii de la maică sa, hoțul, a ajuns să fie furat de hoț. A venit fiul lui Dan, a luat tot ce avea acasă, s-a dus. Și a luat și preotul și s-a dus. De ce? Pentru că un copil definit de invidia mamei, cum a fost Iosif, a rămas peste el definiția asta a invidiei mamei. 4. Beniamin, copil definit de durerea mamei. Vedeți că nici durerea câteodată nu este bună dacă te face să vorbești ce nu trebuie. Geneza 35, cu 16 în jos. Rahelei îi vin durerile nașterii, are o naștere grea. Și pe când își da ea sufletul să moară, spune versetul 18, îi pune numele Ben-Oni, adică fiul durerii mele. Și tatălui îl numește Beniamin. Și ce s-a întâmplat? Spune Scriptura despre copilul acesta. Undeva în Judecătorii 19:20, tragedia acestui Beniamin, 25.000 de oameni din Beniamin, sunt șterși de pe fața pământului și mai rămân doar vreo 600. De ce? Beniamin a fost copil definit de durerea mamei. Al cincilea exemplu, și ăsta e exemplu pozitiv, pentru că sunt și exemple pozitive în Scriptură, ne întoarcem la 29:35, Lea rămâne iarăși însărcinată și naște un fiu.
Și a zis, și notați, de data aceasta voi lăuda pe Domnul. Până în momentul acela, Lea s-a uitat la soț și a zis, soțul mă va vedea. S-a uitat la soț și a zis, soțul mă aude. La primul i-a pus numele vedere, Ruben. La al doilea, ascultare, auzire. Nu a auzit-o. Și-a venit al treilea și-a zis, soțul se va lipi de mine și inima lui va bate pentru... Nu! Și-a pus nume Levi și nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și copiii ăștia au fost definiți, spuneam, de răceală în familie, de supărarea mamei și așa mai departe. Ceilalți, spuneam, de durere și de invidie. Dar la un moment dat, când naște Lea al patrulea copil, își ridică ochii spre cer și spune așa, știi ceva, Dumnezeule? Nu mă mai interesează de soț, nu mă mai interesează de familie, dacă este sau nu este în familia mea dragoste. Nu mă mai interesează dacă e bine sau rău în familia mea. Eu vreau să te laud pe tine, Doamne. Vreau în inima mea să fie prezența ta divină, Dumnezeule. Și din momentul acesta eu laud pe Domnul. Din momentul ăsta eu devin în familie o mamă veselă. S-a întâmplat lucrul ăsta, incredibil, incredibil. Iuda, copilul definit de bucuria mamei, de încrederea mamei în Dumnezeu, de lauda mamei la adresa lui Dumnezeu. Și culmea că l-alege tocmai pe el, pe al patrulea. Și zice Iacov către el pe patul de moarte, Iudo, vei primi laudele fraților tăi, din tine va ieși Mesia, unsul, Shilo, de el vor asculta popoarele. Dar de ce? Viața ta a fost definită de bucuria, de bucuria, de veselia, de lauda mamei. Și Doamne ajută-ne să facem așa. Acum, fraților și surori, ca în încheiere vreau să fac o observație și foarte importantă. Dacă cumva într-o familie s-a întâmplat să fie lucrurile astea negative, există posibilitatea anulării. Există posibilitatea anulării direcțiilor greșite date de mamă sau de tată în familie. 1. Există posibilitatea anulării prin credință. Prin credință. Și citesc și mă uimesc și mă minunez în Geneza, în capitolul 35, Rahela își numește în versetul 18 copilul cu Ben-Oni, adică fiul durerii mele. Și se uită Iacov la el și zice, nu te vei chema fiul durerii, că eu nu vreau toată viața să te strig, fiul durerii, fiul durerii, fiul durerii. Tu te vei chema Beniamin, adică fiul dreptei, pe când o să te strig eu în viață, oricând cât trăiesc eu pe lumea asta, eu vreau să te strig fiul celei care a fost dreaptă în ochii lui Dumnezeu, în ochii mei, a unei mame drepte, a unei mame de caracter. Eu vreau așa să te strig, o zis tata. Și din momentul acela, copilul ăsta, prin credința tatălui, primește o definiție a vieții care se împlinește în istorie și citesc. Romani, capitolul 11, cu versetul 1. Întreb, dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Căci și eu sunt israelit, spune apostolul Pavel, din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Deci, vedeți, Beniamin, până la urmă, a fost redefinit de credința tatălui. S-a uitat Iacov și a zis, știi ceva? Din tine o să iasă într-o zi ceva bun. Și a ieșit apostolul Pavel din seminția lui Beniamin, pentru că Beniamin a fost redefinit de credința tatălui. Al doilea lucru. Copilul poate să primească o direcție bună, o direcție bună în viață, dacă este redefinit de binecuvântare, fraților. E așa de importantă partea aceasta a binecuvântării care o dă Hristos, care o dă Dumnezeu. Mă gândesc la apostolul Pavel care a fost dus pe brațe înaintea lui Dumnezeu și s-a rostit în dreptul lui binecuvântarea din Numeri, din capitolul 6. Și notați aici, sunt cel puțin 4 lucruri pe care Dumnezeu le dăruiește și cred că sunteți în asentimentul meu ca Domnul să le dăruiască și fetiței astăzi și să le dăruiască tuturor copiilor bisericii. 1. Domnul să te binecuvinteze. Ce înseamnă, Doamne, binecuvântare?
Binecuvântare înseamnă protecție. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Doamne, păzește-o pe micuța și pe toți copiii bisericii. Uite că prin binecuvântare se pot remodela unele lucruri. 2. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, adică penielul. Știți ce înseamnă 2 în binecuvântare? Înseamnă putere. Când fața lui Hristos se înalță peste o biserică, vine puterea lui Hristos în biserică. Când fața lui Hristos se înalță peste o familie, puterea lui Dumnezeu coboară în familie. Domnul să-și înalțe fața peste toți copiii, să le dăruiască putere. 3. Binecuvântare înseamnă și pocăință, fraților. Domnul să se îndure de tine. Știți ce înseamnă îndurare? Atunci când te duci în fața lui Dumnezeu și ceri iertare, El te iartă. El îți dă darul iertării. Dar tu nu poți merge înaintea Lui fără pocăință. Și atunci Domnul să dăruiască pocăință tuturor copiilor bisericii, ca să poată să se îndure de ei. Și 4. Pace. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Doamne, dăruiește pace tuturor copiilor bisericii. Și închei un exemplu pe care l-am auzit în zona Bihorului. Un frate spunea că o familie de la ei de pocăiți, de creștini, oamenii lui Dumnezeu, au plecat undeva și aveau un bebeluș, l-au lăsat în grija unor vecini și ei s-au dus. Vecinii ăștia au zis, ne-am purtat noi frumos cu pocăiții, dar acum vrem să le-o servim. Dar ce faceți? Zice, luăm și îl ducem la un vrăjitor. Rezolvăm situația, vrăjitorul leagă-l, dezleagă, face el ceva acolo și face rău la copilul ăsta. Și a ajuns cu copilul pocăiților la vrăjitor. Vrăjitorul a încercat el să facă ceva acolo, la un moment dat se oprește, măi, ce-i cu copilul ăsta, că nu pot să-i fac nimica, mă? Nu cumva e copil de al pocăiților? Ba da! Dar cine l-a păzit, fraților și surori? Era acolo cel care a pus numele lui peste copil. Și numele lui Dumnezeu pus peste un copil înseamnă caracterul lui Dumnezeu. Și Doamne, dăruiește-ne copii plini de caracterul Tău și păzește-i pe toți de primejdie. Amin.